Să fie bine. Totul bine, începem oficial. Adela, sper că am confirmat la ta, că mă aud bine, se vede bine prezentarea, tot în regulă, super. O să închid, o să mă fac puțin mic aici. Bună ziua, bună ziua tuturor! Eu sunt Ana Stamatescu și mă bucur să vă urez bun venit la primul webinar organizat împreună cu partenerii noștri de la Societe Generale Global Solution Center. Niciodată nu-mi iese din prima acest nume, luna aceasta. Alături de mine se află colega mea, Adela Beca, căreia îi mulțumesc mult pentru ajutor și cofacilitare. Cred că o să dau un stop video ca să meargă mai primesc avertizări că nu merge internetul foarte bine. Așadar, înainte de a-l invita pe scenă pe invitatul nostru de astăzi să ne povestească despre managementul unui proiect tehnic din experiența lui, voi face eu o scurtă introducere a ceea ce ne propunem astăzi. În primul rând, vă voi prezenta cine suntem noi pentru aceia dintre dumneavoastră care ni se alătură pentru prima oară la un webinar, noi, Asociația TechSoup, și pe scurt despre resursele noastre, TechSoup pentru educație. După această întâlnire, sperăm să știți mai multe despre noi, despre resursele noastre, dar și despre ce implică gestionarea unui proiect tehnic. Organizația noastră, Asociația TechSoup, pentru cei care încă nu ne cunosc, cum ziceam, este un centru de resurse de tehnologie și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații non-profit, elevi și profesori. Principalele programe pe care le derulăm se împart în două direcții mari: societate civilă, prin care oferim acces la produse software, soluții digitale și training pentru organizațiile non-profit din țară și Republica Moldova, și educație STEAM, motivul pentru care suntem astăzi aici. În cadrul Predau Viitor, construim împreună cu profesorii din preuniversitar o educație informatică bazată pe probleme reale și creație de produse, aplicată și transdisciplinară. Prin acest program, conectăm profesorii de informatică și TIC și nu numai la ecosistemul IT din România și din lume. Îndreptarea Digital este un program foarte drag nou, început încă în 2017, special pentru învățători și elevilor, cu scopul de a-i iniția în crearea de activități de învățare facilitate de tehnologie. Pe parcurs s-au alăturat în program și profesorii de la liceele pedagogice și elevilor, viitorii învățători. Așadar, dacă faceți parte deja din unul dintre cele două programe, ne-ar bucura să ne lăsați un comentariu scurt în chat despre experiența dumneavoastră. Sau pur și simplu să ne spuneți din ce program faceți parte deja sau ați beneficiat de resursele respective. Comunitatea TechSoup pentru Educație, care cuprinde cele două programe de care vă povestesc, Predau Viitor și Îndreptare Digital, a ajuns la peste, Adela, cred că 25.000 de profesori, cred că am ajuns, și ne bucurăm să vedem cum această comunitate crește zi de zi. Pe măsură ce am crescut, am realizat că este nevoie de o platformă care să ofere agregat cursurile noastre gratuite, online, pentru această comunitate și astfel am lansat anul trecut, în octombrie, platforma de cursuri Predau Viitor. Așadar, dacă nu faceți parte deja din comunitatea TechSoup pentru Educație și încă nu aveți cont pe Predau Viitor, platforma de cursuri, vă invităm să o faceți și să începeți să beneficiați de toate resursele și cursurile noastre online gratuite. Aici puteți să vedeți o parte din cursurile disponibile în acest moment pe platformă. Cele marcate cu X sunt iterații de cursuri cu calendar fix care s-au terminat, dar nu vă faceți griji, lucrăm la noi iterații și, bineînțeles, la cursuri noi care să vină în sprijinul dumneavoastră la clasă și nu numai. Celelalte cursuri care nu sunt marcate cu X și sunt disponibile în acest moment sunt asincron, vă puteți înscrie oricând și să le terminați oricând, cu mica precizare că vă încurajăm să le terminați în cam 3 luni, 2-3 luni de când le începeți. Deci vă invităm pe platformă să descoperiți, dacă nu sunteți deja pe platformă, cursurile noastre. Acum o să o invit pe colega mea Adela să intre în scenă și să vă povestească puțin mai mult despre de ce pentru noi, la Asociația TechSoup, acest subiect de dezvoltare de produse tehnice contează așa mult și ce resurse dezvoltăm în acest context pentru profesori de informatică și TIC și nu numai.
Adela, te invit pe scenă, cu microfonul tot. Mulțumesc, Ana, mulțumesc. Mă bucur de fiecare dată când am ocazia să vorbesc despre contextul în care noi, la Asociația TechSoup, ne uităm la ce se întâmplă în domeniul IT, în companiile care dezvoltă proiecte tehnice și de tehnologie, pentru a găsi căi de a le apropia de școală. Vedeți aici slide-ul cu DC-ul nostru, dar o să vă povestesc foarte puțin la ce ne referim. Noi am ales să creăm și să aducem resurse pentru profesori de informatică și TIC și nu numai, căci știm că avem și alți profesori de alte discipline care accesează aceste resurse. Așadar, am ales să creăm și să aducem resurse pentru profesori în jurul metodei de dezvoltare de produse de tehnologie, deoarece credem în potențialul imens pe care această metodă îl are în a dezvolta competențe la elevii noștri, pe care cu siguranță ni dorim viitorii cetățeni implicați într-o societate democratică și prosperă. Chiar dacă gândul e departe, așa poate vă gândiți atunci când elevii voștri de la clasă vor ajunge să lucreze, nu este chiar atât de departe și multe lucruri se pot face încă din școală. Așadar, credem că elevii noștri pot trece de la a scrie cod la a crea produse de tehnologie care să răspundă unor nevoi reale într-o lume reală pe care ei o înțeleg nu doar la nivel teoretic. Dacă e să ne uităm la ce spun neuroștiințele legate de abilitatea de a inova a unei persoane, e comparată cu antrenarea unui mușchi. E un mușchi de antrenat cât mai des. Invitația pentru voi este să începem să-l antrenăm încă din școală. Așadar, pentru a ajunge să inoveze și să creeze produse de tehnologie, soluții de tehnologie la un moment dat, elevii trebuie expuși încă din școală la activități cât mai diverse. De aceea ne gândim noi și invitația, cum spuneam, pentru voi este să fiți deschiși, să primiți informațiile și experiențele din domeniile de activitate în care vor păși elevii după finalizarea școlii, chiar dacă sunt domenii tehnice pe care acum vă gândiți că nu le înțelegeți, și ulterior să vă gândiți oare cum pot duce la clasă, oricât de puțin din ce am aflat astăzi. Atât de la mine, de fapt nu, Ana, mulțumesc, scuze, Paul, mai am un slide, două chiar, mulțumesc. Așadar, nu doar la nivel teoretic ne-am gândit cum ar putea fi dusă la clasă metoda de dezvoltare de produse, ci chiar am creat niște resurse și aveți aici pe slide cursul Introducere în Product Development. Este cursul în care profesorii învață despre etapele, rolurile, procesele dezvoltării unui produs de tehnologie. Acesta este primul pas. După ce absolviți acest curs, veți avea acces la conținutul cursului Product Development la clasă, care este o metodologie, un ghid cu lecții, pas cu pas, pe care puteți să le duceți la clasa de elevi, astfel încât elevii să învețe să dezvolte produse. Poate vi se pare așa mult să dezvolte produse, e vorba de măcar un prototip sau un prototip clicabil sau ceva care să semene cu o soluție de tehnologie. Credeți-ne, am văzut, se poate. Am văzut asta realizată deja de profesori care au dus metoda la clasă. Bun, și acum, mai departe, o să-i oferim scena virtuală invitatului nostru, Paul Cosma Ivan, User Experience Designer la Societe General Global Solution Center, care, cum vă spunea și Ana, vă va povesti mai multe despre managementul unui proiect tehnic. Paul, îți mulțumim că ai ales să împărtășești din experiența ta aici în comunitatea Predau Viitor și o să te invit să începi cu câteva cuvinte despre tine înainte de prezentare. Bună, bună! O să pe scurt vă povestesc așa despre mine și activitatea mea. Sunt User Experience Designer la Societe General, fac parte din echipa de inovație a companiei noastre. Sunt implicat în foarte multe proiecte ce aduc tehnologii noi emergente
în activitatea noastră de zi cu zi la muncă. Deci ce încercăm noi să facem este să aducem tehnologia cea mai nouă, astfel încât să-i ajutăm pe cei ce lucrează la noi în companie să-și facă munca un pic mai ușor. Ca și background, eu am studiat design industrial și design de produs și masterul l-am făcut la Politehnica din Milano, la fel în design industrial și de produs. Acolo am reușit și am descoperit partea de design digital, de produse digitale și produse ce au și latura asta de interacțiune. Nu mai lucrăm, orice produs acum este smart, nu mai este doar produsul în sine, deja interacționăm cu ceva tehnologic, apare un ecran, apare un buton și totul interacționează, produsele interacționează între ele, nu numai noi cu ele. Bun, cum zic să începem cu prezentarea? Dacă... Da, O dai să un... dau eu share. Da, o să dau eu share. Să vedem că totul e în regulă. Așa. Merge, vedeți? Super, da, confirmăm că se vede, poți să-l faci și ecran complet, super, mersi. Perfect. Înainte să începem cu prezentarea, aș vrea ca toți participanții să-și scoată telefoanele și să scaneze acest QR code. O să intrați într-un Mentimeter, o să vă pun niște întrebări la care veți răspunde anonim. Puteți să spuneți ce vreți voi acolo. Alternativ, pe chat o să vină colega mea Adela cu un link. Puteți să intrați dacă sunteți pe desktop și nu vă găsiți telefonul foarte repede, să intrați direct pe link pe Menti sau folosind codul de pe ecran, intrați pe menti.com. Adela a revenit în chat. Puteți să intrați direct pe linkul din chat. Să ne confirmați dacă ați intrat și să răspundeți la prima întrebare. Să ne obișnuim un pic cu acest tool. Trebuie să intrăm și noi, Paul, nu? Da. Așa ar fi sugerat. Nu trebuie să fie artist român sau ai Nu, vreo oricine, preferință? artistul preferat. Avem deja un răspuns. Păcat că nu putem să dăm like-uri interactive în Menti. Dublu vot. Să presupun că acest zâmbăreț este tot smiley. Cum sunt, văd că sunt cam 127 de profesori online, ne spui tu când treci, putem să trecem la Da, eu următoarea cred că întrebare. putem să trecem mai departe. Dacă mai vrea cineva să răspundă, pot să răspundă. Și după, nu e nicio problemă. Mulțumim frumos, că ne-am obișnuit cu tool-ul, o să trecem și lucruri un pic mai serioase. O să vă întreb. Ce este pentru voi managementul de proiect? Orice definiție. Cum credeți voi că am putea defini managementul de proiect? Și ce este un proiect? Asta este o întrebare la care puteți să răspundeți. Deci, într-o propoziție, să zicem, ne Da, poate ajuta cu o un sens propoziție sau... scurtă. Da, exact. O propoziție, o frază scurtă în foarte multe detalii. Vedem că avem răspunsuri și pe chat, dacă vrei să dai un ochi și acolo. Ok, o să merg și acolo. Avem aici deja câteva răspunsuri, o să încep să le și Super. citesc așa. Planificarea corectă și implementare. Da, este o parte din tot procesul de project management, gestarea unui plan. Da. Coordonarea și supravegherea unui proiect. La fel, parte din tot ce ține de managementul de proiect. Organizarea unui proiect, etape de desfășurare. Da.
organizarea etapelor și rolul fiecărui membru, gestionarea unui proces, coordonarea, pașii care trebuie urmați pentru desfășurarea proiectului, o planificare, o colaborare de echipă, activitatea prin care este condus un ansamblu de acțiuni cu o țintă anume, corect, implementarea unor idei, da, un proiect este o temă de cercetare planificată cu un anumit scop. Corect. Vedem și doamna Chirițescu, sper că zic bine numele, totalitatea pașilor care trebuie urmați pentru a îndeplini un scop. Pe chat ne spune. Deci avem o imagine destul de bună despre ceea ce înseamnă managementul de proiect. Nu putem să trecem și la următoarea întrebare. Paul, dacă îmi permiți, aș vrea să apreciez și acel răspuns, nu știu. Ah, nici nu l-am văzut, da? Da. Și mă bucur că este acolo, pentru că tocmai asta era invitația de a fi deschiși către învățare și de a recunoaște și atunci când nu știm ceva. Mulțumesc, scuze! Bun. Care credeți că sunt atribuțiile unui manager de proiect? Și calitățile acestuia. Îmi place aici empatie, e foarte important. Managerul de proiect vorbește cu foarte multe persoane, trebuie să înțeleagă pe toate. Lider, responsabilitate, asta e foarte important. Asumarea acestui proiect, rezultatelor. Contează proiectul, contează echipa. Principala responsabilitate a managerului de proiect este de a asigura succesul proiectului și prin minimizarea riscurilor, corect. Să-și construiască echipa eficientă, care să aibă încredere. Pe chat mai vedem și răspunsuri precum armonie, lider, da. Anticiparea pașilor. Da. Planificare. Bun. Foarte multe răspunsuri bune. Putem să trecem și mai departe. Închidem mentiul și să trecem la prezentare. Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Vedeți prezentarea? Da, okay. Este. Vedem prezentarea. Bun. Am răspuns la aceste două întrebări. Să vedem acum dacă ce ați spus și imaginea pe care o aveți este chiar este aproape de ce de cum este definit în literatură project managementul. Și începem. Să începem cu istoria managementului de proiect. Aici puteți să vă o întrebare deschisă, puteți să spuneți în chat dacă vreți. Sunt niște poze care la prima vedere poate că n-au nicio legătură. Dar totuși există ceva ce le leagă, dacă puteți să răspundeți. Puteți să scrieți în chat. Vedem că profesorii deja încep să îți da, răspundă. Da, este o viziune, corect, da. Corect. Proiecte mari care au avut nevoie de o coordonare, bază solidă. Da. Sunt proiecte, da. Corect. Exact. Deși poate atunci, în acea perioadă, nu știau de existența acestui concept de project management, exista nevoia unei organizări sau unui scop clar
Când oamenii au pornit aceste proiecte, știau unde doreau să ajungă și știau în cât timp au nevoie de acel rezultat. De ce mai departe atunci? Cum am zis, putem considera că și piramidele egiptene și palatele chinezesc nu s-ar putea începe astăzi fără un proiect foarte clar. Când începem orice proiect de și dacă trebuie să asfaltăm o stradă, e nevoie de un studiu foarte bine făcut înainte. Imaginați-vă dacă am începe și am construit aceste minunății acum. E nevoie de o analiză a terenului, de calcule dificile de făcut, de studii de fezabilitate și prefezabilitate. Termenul de concept a fost utilizat pentru prima oară de un arhitect, Filippo Brunelleschi, în secolul al XV-lea. El a primit task-ul de a termina catedrala din Florența, el nu a început proiectul, dar s-a alăturat proiectului pe parcurs. Moment în care el a zis că l-a oprit și le-a spus tuturor celor implicați că nu pot să lucreze cât timp ei n-au un scop final. Ei nu aveau o schiță, nu aveau un desen, doar construiau fără un final. El a făcut desenul proiectului, mai multe perspective, a creat imaginea Catedralei Florența pe care o știm și acum și a oferit proiectului o perspectivă temporală. Ce înseamnă acest lucru? Proiectul trebuia să se termine la o anumită dată. Nu construiam până era gata, noi ne-am pus în target că vom termina această construcție la data X. El a fost prima persoană care a adus această perspectivă temporală când vine vorba de un proiect de asemenea amploare. Implementarea primelor concepte moderne ale managementului de proiect a fost realizată în cadrul proiectului Manhattan, condus de Armata Statelor Unite, în al doilea război mondial, când ei și-au pus în plan să construiască prima bombă atomică. Deși scopul nu este un scop chiar neapărat nobil, multe din inovații și multe din cei mai mari pași din punct de vedere tehnologic s-au făcut în aceste perioade, în perioadele de război. Dar aici apare și partea de project management ca inovație. Armata a fost industria care a dus project managementul modern în față. În 1967, tot în SUA, ia naștere și Institutul de Managementului de Proiect. Acest institut oferă bazele și instrumentele tehnice necesare pentru ca noi să putem să dezvoltăm și să conducem un proiect până la final. Cei de la Institutul de Management de Proiect, PMI, oferă și certificate care sunt recunoscute la nivel mondial și sunt foarte bine văzute de angajatori. Îi oferă niște cursuri foarte bine structurate pe care oricine poate să le acceseze. Înainte să intru în ce înseamnă proiect și care sunt pașii acestea, voi povesti despre unul dintre proiectele dragi mie de la Societe General și voi face referire la pașii necesari unui proiect cu exemple din acest proiect al meu. Este un proiect de inovație care a început destul de recent cu realitatea virtuală. Am găsit această tehnologie și ne-am gândit cum o putem aduce în munca noastră de zi cu zi. Bineînțeles, orice proiect începe cu o problemă. Problema noastră a fost cum putem să facem ca perioada de onboarding a angajaților noi. Deci ei vin, se angajează și au acele prime zile în care le se povestește despre companie, istorie, care sunt valorile companiei, ce ar trebui să facă. Ei sunt aceste zile cu prezentări foarte lungi, din care, din păcate, angajații nu rămân cu foarte multe informații. Așa că ne-am gândit cum putem să facem această experiență ceva mai plăcută și ca, utilizând tehnologia, că ei să rămână cu ceva, să fie mai engaged. Așa că noi am folosit realitatea virtuală pentru a crea niște experiențe noi de onboarding. Angajatul își pune ochelarii, este plimbat prin clădire, virtual, îi se arată biroul, poate să învârte, să știe exact, înainte să vină la birou, poate să știe unde este zona de masă, unde este baia. Acesta poate experimenta, înainte de a veni la birou, tot ce înseamnă, tot ce ține de biroul fizic.
prin diferite joculețe, noi le prezentăm angajaților care sunt valorile companiei. Una dintre valorile companiei noastre este, de exemplu, Team Spirit. În loc să punem într-un slide o poză cu o echipă de fotbal, noi chiar îi punem să joace fotbal și să demonstreze calitățile de Team Spirit în realitatea virtuală. Deci învață făcând. Practic aici practic am adus realitatea virtuală și învățarea asta, learn by doing, în experiența lor de angajat noi. O să fac referire la toți pașii pe care i-am făcut ca să ajungem la acest produs final de-a lungul prezentării. Definiția managementului de proiect. Deși are rădăcini în secolul al XX-lea, managementul modern a început odată cu anii 1950, după ce s-a terminat al doilea război mondial și a început nebunia cu mașina personală. Industria auto a dus project managementul la ce este acum. Este o disciplină, o disciplină interdependentă, dar și distinctă de managementul general. Asta o să vom puncta pe parcurs, care este diferența între managementul clasic și management de proiect. Deci managementul de proiect este un proces de gestionare a unei echipe pentru a realiza un proiect în limitele date de domeniu, timp, calitate și buget. Ce este proiectul? Este un efort temporar care vizează livrarea unui produs, serviciu sau rezultat în limitele date. Deci asta trebuie să ținem minte. Este un efort temporar. Proiectul începe și se și termină. Are o dată, are niște date de intrare și un produs, un serviciu sau un rezultat la final. Asta este definiția proiect. Aceasta este diferența distinctivă între management de proiect și un management clasic, natura temporară, cum am și spus. O echipă de proiect alocă și lucrează cu interese specifice, buget, uman, materiale, infrastructură și, bineînțeles, software, asupra unor obiective foarte clar stabilite pentru a oferi rezultate, livrare tangibile și intangibile. Pentru că câteodată rezultatele nu sunt neapărat un produs, dar poate o experiență sau un serviciu nou. Ele îndeplinesc niște cerințe cantitative, dar și calitative predefinite într-un interval de timp, niște termene limită pe care noi le setăm. Haideți să vedem care sunt caracteristicile unui proiect, cum îl definim și, bineînțeles, care sunt pașii. Prima caracteristică și cea mai importantă este scopul. Scopul și obiectivele trebuie să fie clar definite și formulate, astfel încât să producă rezultate clare. Noi, dacă nu pornim cu un scop clar, nu vom ajunge la nimic. Noi trebuie să știm unde vrem să ajungem ca să putem urmări pașii necesari. Scopul proiectelor este acela de a rezolva o problemă, după cum v-am spus. Problema pe care vrem să o rezolvăm noi în proiectul cu VR-ul a fost să creăm o experiență mai plăcută pentru angajații noi, când vine vorba de a învăța despre compania în care s-au angajat. Scopul unui proiect va răspunde și la întrebarea unde ne dorim să ajungem prin realizarea proiectului respectiv. Asta e o întrebare putem să ne opunem tot timpul, indiferent de dacă este un proiect sau o decizie pe care vrem să o facem sau orice vrem să începem, unde vreau să ajung, care este scopul, de ce vreau să fac această activitate. Așa ne întrebăm și când vine vorba de proiecte, unde vrem să ajungem, care este scopul. Obiectivele unui proiect trebuie să fie exprimate de la început, cu cât mai clar cu putință. Cum am și spus proiectul inițial, noi aveam tehnologia, aveam cerința și căutam cum putem să aducem cele două împreună, astfel încât să rezolvăm acea problemă. Bineînțeles, ca să setăm niște obiective, există și niște tool-uri. O metodă destul de folosită este metoda SMART, prin care învățăm să setăm un obiectiv clar. SMART înseamnă specific, adică un obiectiv specific, se definesc cu claritate obiectivele proiectului de bază, pe baza unor criterii, în relație directă cu scopul obiectivului. Deci este un obiectiv foarte clar. În al doilea rând, este măsurabil. Rezultatele obiectivelor proiectului trebuie să fie măsurabile. Măsurabile prin, de exemplu, un proiect poate să aibă ca scop reducerea de costuri. Dacă automatizăm niște activități ale unor colegi de-ai noștri, le vom reduce timpul petrecut pe acea activitate, implicit reducând și costurile. La noi, experiența era măsurabilă, era cumva o experiență calitativă. Noi ne doream mai mult ca angajații, după ce au terminat onboarding-ul, să fie cumva, să fie fericiți,
să mai fie plictisit și supărat și să nu primească atât de multe informații pe care să nu poată să să o ducă la început. Așa că noi ne-am dorit să facem această experiență un pic mai plăcută. Achievable, realizabil. Din păcate nu putem să facem orice din limite tehnice, limite de cost, așa că obiectivul trebuie să fie realizabil, trebuie să fie tangibil. Realistic. Nu putem să ne punem imposibilul, să facem imposibilul, din păcate. Obiectivul trebuie să fie clar și trebuie să fie posibil. E time-bound. Trebuie să definim o perioadă de timp. Noi plănuim să rezolvăm această problemă în următoarele 2 luni. Să punem punct. La finalul acelor 2 luni vom analiza dacă am ajuns sau nu. Dacă am reușit să ne atingem scopul. Aici aveți un pic mai vizual partea de obiective SMART. Încă o dată trebuie să fie specifice, să fie măsurabile, să fie realizabile, să fie, bineînțeles, realiste și să ne să le dăm un timp în care să facem să atingem aceste obiective. Ducem mai departe. Alte caracteristici ale proiectului sunt realismul. Obiectivele de asemenea trebuie să fie, proiectul trebuie să fie de asemenea realizabil. Trebuie să ținem cont nu numai de cerințe, ci de disponibilitatea de resurse. De exemplu, în proiectul nostru, deși tehnologia era foarte nouă, noi nu avem resurse necesare în compania noastră, așa că a trebuit să ne uităm și în extern pentru a face rost de o echipă care să dezvolte acest produs. Deși aveam designerii, aveam project managerii, nu aveam cei care să dezvolte acest produs. Limitarea în timp și spațiu. Proiectele au început și un final, după cum v-am spus, se realizează într-un loc și în niște contexte specifice. Constrângerile temporale dau naștere de foarte mult la situații de urgență, deosebit de incomode pentru echipa de proiect. Complexitate. Proiectele apelează la diverse abilități în materie de planificare și implementare, implicând diversi actori și parteneri, diversi centri de interese. Cu cât proiectul este mai mare, cu atât mai multe persoane sunt implicate. Cu cât e vorba de mai mulți bani, cu atât sunt mai multe persoane care trebuie să accepte sau să confirme că pașii pe care am urmărit sunt cei corecți. Caracterul colectiv. Proiectele sunt un efort, produsul care este rezultatul proiectelor, este un efort colectiv. Ele sunt conduse de o echipă, implică diversi parteneri și răspund la nevoile unor public țintă. Unicitate. Asta este o chestie, la fel, ceva foarte important când vorbim despre un proiect. Proiectul va avea ca rezultat un produs unic. Proiectul ne lasă o idee nouă. Începem de la zero și aducem ceva ce nu este încă pe masă. Ele răspund la ceva specific, o nevoie, tot timpul. Avem o nevoie la care noi răspundem. Vrem un onboarding mai plăcut pentru angajați? Cum putem să facem? Avem această tehnologie. Aducem tehnologia pe masă? Cum putem să folosim această tehnologie? Avem oamenii pregătiți pentru a folosi această tehnologie? Avem ochelari? Avem mai headset-uri pentru angajații noștri? Cine va sponsoriza acest proiect? De unde vin banii? Risc și incertitudine. Fiecare proiect este diferit și inovator, unicitatea sa implicând în mod obligatoriu incertitudini și riscuri. Cu cât un proiect poate fi făcut să semene mai mult și similar din trecut, cu atât scade gradul de risc și incertitudine, dar scade și inovația, din păcate. Multe din proiectele de inovație în tehnologie se opresc fără să ajungă la un final, fără să ajungă la un produs final, dar cu niște lecții învățate. Și asta trebuie să avem în minte când vorbim despre inovație. De multe ori inovație este un proces iterativ în care aflăm înainte ce nu-i bine și tăind de pe listă ce nu-i bine ajungem la ceva ce ar putea să răspundă la cerința inițială. Evaluabilitate. Proiectele sunt planificate și organizate, având obiective măsurabile care trebuie să fie, care pot să fie evaluate. În cazul nostru, noi evaluăm proiectele organizând și invitând angajații noi să testeze experiențele noastre în realitate virtuală
După avem un mic interviu în care ei ne spun dacă chiar le-a plăcut și dacă chiar au rămas, le testăm cu ce informații au rămas după această experiență. Finanțator și beneficiar, proiectele sunt conduse de o echipă, implică diversi parteneri și răspund la nevoile publice. Finanțatorii și beneficiarii sunt persoanele cele mai persoanele pe care trebuie să le convingi de-a lungul proiectului că aduc că soluția ta chiar aduce un beneficiu. Ei fiind oamenii cu banii, pe ei trebuie să-i convingi că există și un return on investment, cum se spune. Așa. Necesarul de resurse, după cum am zis, noi în proiectul nostru nu aveam oameni, nu aveam resursele necesare. Nici nu stăpâneam tehnologia atât de bine. A trebuit să facem research, să căutăm oameni care să știe să ne ajute. Astea au fost toate puse foarte bine la începutul proiectului. A trebuit să le punem toate pe hârtie, să luăm în calcul și costurile aferente resurselor externe. Finanțatorii și beneficiarii, scuze, din nou aici, majoritatea proiectului au mai mulți participanți sau deținători de interese implicați, însă cineva trebuie să ocupe poziția principală. De obicei, finanțatorul principal al proiectului furnizează direcția, el ia decizia, el trebuie să spună dacă proiectul merge mai departe, da sau nu. Constrângerile proiectelor. Dat fiind faptul că proiectele sunt unice și complexe, și a dificultăților care apar pe parcursul, în procesul de definire a obiectivelor, a stabilirii duratei și a costurilor, fiecare proiect are un anumit nivel de nesiguranță. Nesiguranța este una din motivele pentru care managementul proiectului este atât de provocator. Pentru că tu te aduci în ceva ce nu știi. Tu știi că vrei să ajungi la un punct anume, dar nu știi când. În perioada proiectului tu cauți, te folosești de oameni și de experiența lor astfel încât să-ți atingi scopul. În nesiguranța vine cu atât mai mult în proiectele care implică și tehnologii noi, unde nu suntem atât de stăpâni. Când vine vorba de un proiect, managerul trebuie să aibă în vedere următoarele. Scopul, ce vrem să îndeplinească proiectul, care este produsul sau serviciul pe care vrei să-l oferi și care este beneficiarul. Este foarte important când vorbim despre beneficiar, dacă este ori utilizatorul activ al produsului sau doar managerul care caută să o reducere de costuri. Astea toate trebuie luate în calcul foarte bine la început, în momentul în care definești proiectul și nevoia. Asta este foarte important. Noi nu lucrăm pentru nevoie. Noi vrem să reparăm ceva, să rezolvăm o problemă, răspunzând la nevoile utilizatorului. Durata, cât timp ar trebui să dureze finalizarea proiectului și care este data limită pentru finalizarea proiectului. Asta poate fi dată direct de unul dintre beneficiari sau sponsori, sau poate fi ceva setat de noi pentru a nu lungi proiectul și a cumva grăbi procesul. Bineînțeles, costul, cât ar trebui să coste finalizarea proiectului. Astea sunt, la fel, calcule care se fac la început. Bineînțeles, nu sunt costuri fixe, sunt niște costuri pe care le simulăm. Grupurile de procese în cadrul proiectului, așa se numesc ele în cărți, de fapt sunt pașii pe care noi trebuie să-i urmărim astfel încât să ajungem la finalizarea unui produs. Deci avem partea de inițiere, partea de planificare, partea de executare, monitorizare și închidere. În faza de inițiere, ce facem este să definim proiectul, definim primul rând problema, după ce avem ceea ce numim noi un problem statement, aflăm care sunt persoanele implicate, de ce echipă am nevoie, cum am început noi, problema, vrem să facem experiența de onboarding mai bună. Avem tehnologia X. Ce oameni avem nevoie? Avem un designer, avem nevoie de project manager, mai avem nevoie de doi developeri. Păi nu-i avem. Îi vom căuta în extern. Deci vom pune la fel în fișa inițială a proiectului. Așa. Bun. Definirea scopului proiectului și a resurselor necesare. Identificarea persoanelor care vor fi implicate în proces și, bineînțeles, și a timpului necesar pentru a finaliza proiectul. Faza de planificare. Punem la punct un program,
meeting-uri, cât de des ne întâlnim, cât de des aducem update-uri, cât de des vorbim cu sponsorul. Creăm un program prin care trebuie să venim cu, în care organizăm workshop-uri. Împreună încercăm să rezolvăm și să găsim soluțiile pe care vrem să le aducem în execuție. Să terminăm standardele proiectului și să stabilim, bineînțeles, un buget final. În faza a treia este faza de execuție. Punem pe masă tot ce am descoperit în faza de planificare și inițiere, toate soluțiile pe care le-am împreună am decis să le ducem mai departe și începem munca propriu-zisă. Acolo angajații vor lucra independent, cu cu echipă, pe niște sarcini determinate în fazele anterioare. În paralel cu faza de execuție începe și faza de monitorizare. Pe baza unor obiective, pe baza obiectivelor pe care le-am setat și pe baza metricilor pe care le-am setat în faza de inițiere și de planificare, urmărim dacă proiectul în sine chiar a atins scopul. Și putem în acea perioadă tot să și ajustăm. Avem un proiect de exemplu de inteligență artificială care automatizează niște activități. Putem să vedem dacă timpul de execuție a unui task a scăzut. Dacă astea sunt doar niște exemple de metrici. Putem observa și totuși cât de mult îi ia persoanei să învețe acest nou tool în comparație cu un tool simplu pe care îl folosea înainte. Chiar dacă activitatea îi lua jumătate de oră cu totul înainte, acum s-ar putea să ia 25 de minute să învețe tool-ul și 5 minute să termine activitatea. Deci toate aceste chestii trebuie luate în calcul și nu numai pe termen scurt, cât și pe termen ceva mai lung. Să monitorizăm dacă chiar proiectul și soluția tehnică a adus un beneficiu. Faza de închidere, la final, după ce confirmăm că am atins obiectivul pe care ni l-am dorit, managerul de proiect se asigură că echipa finanța proiectul la standardele convenite, bineînțeles, și comunică faptul că proiectul s-a încheiat, a terminat, asta este produsul pe care voi ne l-ați cerut. Paul, la slide-ul acesta, dacă poți stai înapoi, am eu o întrebare pentru tine, cât mai lăsăm să se sedimenteze informația la profesorii participanți. De fapt, sunt două întrebări. Apropo de timp, că ai menționat de timp de execuție, cam ce crezi că ia, sau ne povestești puțin apropo de cât ia, ce timp ia pentru fiecare echipei pentru fiecare fază? Și gândindu-ne la un, să zicem, la un produs de tehnologie, la creați o aplicație nouă, cam ce skills-uri și cam ce cum vă împărțiți în echipă? Cam ce skills-uri este nevoie să aibă o persoană din echipa voastră care îi dezvoltă un program, de exemplu? Ca și timeline depinde foarte mult de la proiect la proiect și de la complexitate, dar faza de inițiere, depinzând de la fel cât de disponibilă e lumea, poate să dureze și la o săptămână, două, până la chiar două luni, dacă e un proiect de amploare unde e nevoie de foarte multe informații de input la început. Deci n-aș putea să-ți spun că există un timp fix pentru fiecare din aceste faze, depinde la fel foarte mult de proiect. De exemplu, pentru noi, pentru proiectul de realitate virtuală, am ajuns în timp să putem să dezvoltăm un produs nou în două luni. De la zero până la implementarea finală, până la până scoatem produsul. Legat de calități și de ce persoane sunt implicate, noi numim persoane implicate pentru proiect pizza team. Fiecare e cu feliuța lui, fiecare aduce cunoștințele lui, avem project managerul. Project managerul nu este neapărat, nu trebuie văzut ca ierarhic mai sus, el este omul care organizează, care ia legătura cu externul, este omul de legătură, omul care plănuiește, omul care găsește timpul necesar pentru ca noi să ne vedem și să... Eu, de exemplu, ca UX designer, dacă cer ceva de la un project manager, am nevoie de un meeting cu unul dintre sponsori, el se va ocupa și mă va ajuta să găsească timpul necesar, că noi să întâlnim ca eu să pot să mi iau informații necesare și să continui proiectul. La fel, project manager e foarte important în faza inițială, când setăm toate golurile și partea asta de
bugetare, el știe foarte bine cât costă o oră din activitatea unei persoane, câte persoane, din experiența proprie, își dă seama câte persoane ar fi necesare pentru un proiect. Știe foarte clar să definească un proiect și să-l facă clar și explicit. Nu știu că ți-am răspuns, vrei să spun și cine mai e în echipă Nu, sau. puțin, aș vrut să punctăm foarte bine faptul că într-un astfel de proiect tehnic, nu toți trebuie să aibă abilități tehnice și poate o Asta întrebare clar, mai da. clar pentru tine ar fi, project managerul trebuie să aibă neapărat abilități tehnice de programare. Nu, nu, în niciun caz. Project managerul trebuie să aibă niște cunoștințe legate de tehnologie, mai degrabă partea de fezabilitate, ce se poate face, ce nu se poate face, nu neapărat, nu trebuie să știe chestii specifice, cu atât mai puțin să știe să programeze. El trebuie să știe să dea indicații, să scoată cerințele, să poată să definească ce feature-uri are nevoie acest produs împreună cu designerul și cu product managerul și să le poată pune într-un mod cât mai clar, prin scheme, prin wireframe-uri, prin tot felul de flow-uri simple. Făcând asta, prezentând asta stakeholderilor, ei înțeleg exact care va fi produsul. Și ulterior, dacă aceste wireframe-uri sunt bine definite la început, e foarte ușor și de transmis după către developeri. Dar ce e important este să stăpânească aceste skill-uri de a pune din cap flow pe un board de Figma, de exemplu, și să facă clar, de exemplu, pentru un produs digital, să fie clar care sunt pașii pe care urmărești ca să creezi în acel tool sau produs sau aplicație sau orice ar fi. Super, Cred că mulțumesc mie. Mi-ai răspuns la întrebare. asta ar fi. Bun. După cum a zis, foarte important sunt două faze în acest sesiune de proiect. Este începutul și finalul. Foarte important cum definim proiectul, cum să analizăm ce oameni avem nevoie, timeline-ul, obiectivul să fie clar. Și folosind acest tool numit Project Charter, într-o singură pagină, noi ar trebui să putem să definim tot proiectul. Eu când mă duc la un sponsor cu ideea mea de proiect, mă duc cu o singură pagină, un singur Project Charter, cum este acesta, în care explic foarte clar care este proiectul, care sunt oamenii, care sunt activitățile, ce este în scopul proiectului, ce nu este în scopul proiectului, care este timpul necesar. Mă duc cu această pagină și cu această pagină primi și confirmarea dacă da sau nu proiectul va merge mai departe. Deci ca și idee, dacă reușesc să completez un astfel de project charter, înseamnă că pot să merg mai departe. Dacă am toate informațiile necesare pentru a completa acest project charter, înseamnă că sunt în punctul în care pot să dau drumul la proiect, pot să încep activitatea. Bineînțeles, finalizarea proiectului este la fel de importantă. Când se termină un proiect, când am atins obiectivele, când nu pot atinge obiectivele, asta este foarte important de ținut minte. De multe ori ne punem niște obiective la început și ne dăm seama pe parcurs că nu putem să le atingem din diferite limitări, tehnologie, resurse, atât oameni cât și financiare. Se întâmplă foarte des, mai ales lucrând în inovație, să nu poți să duci un proiect până la final sau să-ți dai seama că ce ai presupus tu nu e chiar corect. La fel, testând, iterând și iterând, până îți dai seama că nu se poate. Necesitatea proiectului nu mai există. Asta e foarte important. Nu începi un proiect dacă nu există un scop, o necesitate, nu răspunde la nevoia cuiva. A nevoie ori a business-ului, ori a unei persoane sau unui grup de utilizatori. Vreau să vin cu o soluție tehnică care aduce ceva nou. Nu o scot pe piață doar pentru că e tehnică și e cool și că e o tehnologie nouă. Mie trebuie să-mi răspund acest proiect și acest produs tehnic la niște nevoi ale unui utilizator, de exemplu. Google Maps, de un exemplu foarte bun, a apărut. Nu e doar o hartă pe care pot să mă uit, îmi oferă indicații, îmi oferă locuri în care să ies.
a ajuns să răspundă mai multor nevoi decât a fost inițial, dar asta pe parcursul research-ului dezvoltatorii și-au dat seama de aceste necesități. Necesități tot apar. Proiectul s-a dezvoltat din ce în ce mai mult. Dar dacă necesitatea nu mai există, atunci nici adopție nu va exista. Atunci proiectul nu, degeaba se face, pentru că nu va mai fi cine să-l folosească. Și patru, clientul și consumatorul, consumatorul sau sponsorul pune capăt proiectului. Cineva poate să zică una dintre sponsori, poate să zică atât am putut, nu mai cred eu în idee, proiectul s-a terminat. Și asta este una din motivele pentru care se termină proiectele. Când vine vorba de proiecte, există două feluri de abordări, ca și tool-uri, ca și metodologii. Prima este waterfall, este abordarea cea mai, e abordarea tradițională, deci foarte predictibilă, tradusă în cascadă, fiecare pas este urmărit unul după altul, am terminat pasul 1, am terminat, trec la următorul, nu trec la următorul înainte să termin pasul 1. La fel, tot este foarte liniar, pas cu pas cu pas, este o metodă foarte clasică care nu se pliază atât de bine pe proiecte de tehnologie, de exemplu. Dar, depinzând de complexitate, se poate aborda și această tehnică. Se trece în ordine, de la etapă la etapă, fără să se revină la niciuna din cele anterioare, deci o abordare liniară. Dacă pe parcursul execuției apare necesitatea unei modificări, aici apare o problemă, indiferent de natura ei, pentru a fi acceptată, doar această modificare va fi făcută doar pe baza unei analize detaliate. Deci aici vom pierde niște timp pentru a vedea dacă chiar e nevoie să ne întoarcem la vreun dintre pașii anteriori. Această abordare presupune că cerințele legate de cum trebuie să arate rezultatul dorit să fie foarte bine definite la început. Asta e foarte greu când lucrezi în inovație sau când lucrezi în tehnologie sau cu tehnologii noi pe care nu le stăpânești să duci... să-ți creezi un cop foarte, foarte clar definit. Asta ar fi waterfall-ul sau în cascadă. După avem metoda 2, care este agile, este metoda cea mai des folosită acum, ceva mai... se pretează mai mult produselor tehnice sau de digitale. Este o abordare flexibilă și adaptivă. Întregul proces de procesament este unul dinamic și adaptabil, deci din mers, de câte ori este nevoie. Deci, pentru această realizare, rezultatul este împărțit în bucăți mai mici, fiecare parte trecând prin etape de planificare, execuție și control. Practic, spargem un proiect mare în niște bucățele mult mai mici, pe perioade mult mai scurte. De exemplu, Agile-ul funcționează în niște etape ce se numesc sprinturi, care durează de la o săptămână la două, foarte scurte, în care se întâmplă toți acești pași. Este un proces iterativ, circular, ne tot învârtim până ajungem să dezvoltăm fiecare bucățică mică pentru a dezvolta produsul mare. Orice modificări sunt acceptate și implementate imediat atunci când apare nevoia lor, deci nu e nevoie de un proces complicat și formal pentru a aproba o nouă modificare, nu e nevoie să ne întoarcem înapoi la pasul X, pentru că proiectele sunt mult mai mici pași pe care îi facem în Agile. Abordarea este utilizată atunci când cerințele referitoare la cum trebuie să arate rezultatul nu pot fi definite foarte clar sau foarte precis, după cum v-am zis, când vine vorba de inovație. Și ele se clarifică, se compensează pe parcursul execuției. Deci, un fel de învățăm, eliminăm ce nu e corect, ne dăm seama ce e bine. O altă informație importantă ar fi diferența dintre un proiect și un program. De multe ori se face confuzie între cele două. Un program e un grup de proiecte asociate, deci proiecte care au legătură între ele, care trebuie coordonate împreună. Și la fel, având un program, poți obține mai multe beneficii și ai un control mai mare asupra lor. Coordonarea proiectelor internaționale este mult mai eficientă decât gestionarea individuală a unor proiecte separate. Programele pot însă include și activități comune care depășesc domeniul de aplicabilitate al proiectelor din care sunt alcătuite.
practic, rezultatele tuturor proiectelor să ducă la un scop ceva mai mare, care nu e neapărat scopul inițial al proiectului. Se întâmplă ca un proiect în cadrul programului să aducă beneficii incrementale organizației înainte ca programul să se finalizeze. Deci se întâmplă și ca un proiect să atingă unele dintre scopurile mai mari ale programului înainte ca tot programul să se finalizeze. Programele reflectă strategia unei organizații, deci scopul nu este un produs per se, ci o schimbare de strategie. Asta reprezintă mai mult decât managementul proiectelor. Accentul cade pe selectarea celor mai bune grupuri de proiecte și asta este foarte important în managementul de program, să alegem care proiecte sunt mai importante, deci partea de prioritizare. Fixarea obiectivelor acestora și crearea unui mediu care să favorizeze executarea cu succes a proiectului. Diferențe și asemănări, ele două se aseamănă, deși sunt diferite, în practică. Ele au multe similarități. Ambele necesită foarte bună înțelegerea proceselor unui proiect. Practic, baza este aceeași. Ambele sunt orientate către obiective, către schimbare, sunt multidisciplinare și orientate către performanță și control. Ce trebuie să aveți în vedere? Foarte simplu. Program managementul este un pic mai mare și acoperă mai multe proiecte care ating un scop care nu este neapărat un produs per se, și o nouă viziune, o nouă cale pe care compania vrea să urmeze, cum ar fi, vrem să adoptăm AI sau inteligența artificială, atunci noi, compania, vom dezvolta mai multe produse de inteligență artificială, mai multe proiecte ce includ inteligența artificială și împreună, dacă reușim să ducem toate aceste proiecte, vom arăta că toată compania duce către această nouă viziune a companiei. E cam atât. Dacă aveți întrebări. Deocamdată nu am văzut întrebări pe chat, dar știu Adela avea o întrebare pentru tine. Da, da. Da, tocmai asta vreau să spun, că pentru minutele rămase chiar încurajăm pe cei care ne urmăresc și cărora le mulțumim că au rămas alături de noi în număr așa de mare, să adreseze întrebările pentru Paul în chat sau orice reflecție a adus prezentarea lui. Eu, ca de obicei, am această întrebare legată de, construind un pic pe ce a întrebat Ana, legată de abilitățile care pot fi formate încă din școală și care crezi tu, Paul, că te-au ajutat sau te-ar fi ajutat să fie dezvoltate pentru ceea ce faci tu în prezent la jobul tău. Ce mi se pare important e să, cum am spus, că partea de nevoie, să răspundem la niște nevoi. Când începem să facem un produs, să înțelegem că nu-l facem doar de dragul de a-l face și că avem un scop. Noi vrem să rezolvăm ceva. Cred că în școală e nevoie un pic și de partea asta de aplicabilitate cumva, să înțeleg că ce aduc eu pe masă chiar are un utilizator, are o cerință, se leagă de partea de nevoie. Dacă nu vedem nevoie, atunci nu, degeaba muncesc, că nu știu dacă ce fac eu are un impact. Asta e foarte important. Să arătăm că ce facem în școală are o aplicabilitate, fie ce formă în lumea reală. Eu mi-am mai not... Ana? Poți să continui tu sau poți să iau remarca unei doamne profesoare de pe chat? Între timp, Paul, dacă poți să vă oprești ecranul tău, să rămânem da, da, mai da. Noi. Nu este o întrebare, dar poate poți comenta pe lângă această constatare, spune doamna Laura. Spuneai că managerul nu trebuie să știe programare, de exemplu, și doar să știe ce se poate face și ce nu. Dânsa s-a lovit de situații în care managerul avea cerințe imposibile, tocmai pentru că nu avea cunoștințe în domeniu și avea impresia că orice e posibil. Cum comentați, domnul Cosma? Din păcate se întâmplă des ca project manager, pentru că project manager de multe ori nu are studii tehnice. Nu vine dintr-un background tehnic. Sunt puțini cei care evoluează din tehnic și ajung să fie project manager. Dar da, este ceva ce se întâmplă, din păcate, dar este rolul nostru ca experți, cei care lucrează
eu ca designer, cei care sunt developeri, să-i spunem că nu și să-i facem foarte clar că aceste obiective sunt imposibil de atins, că cumva vine și din partea cealaltă. Vrem să progresăm, îi spui omului că nu se poate așa, dar există și alte variante. Deci, pe scurt, și comunicarea este foarte importantă. Exact, exact. Să spunem că nu se poate. Că nu. Să învățăm să spunem nu e foarte important. Am mai întrebare, Adela, dacă mai poți aștepta puțin cu întrebarea ta. Am văzut aici de cred că onboarding vrea să se refere, Laura. Onboarding-ul e perioada de început. După ce te-ai angajat în companie, ai o perioadă de 2 săptămâni în care ți se prezintă compania, ce trebuie să faci tu de zi cu zi, niște prezentări generale legate de bune practici. Practic e ca prima zi de școală, cam așa. Asta e școală, asta e banca ta, aici vei lucra, cam așa poți să o vezi. Numai că fiind foarte multe informații în modul clasic cum se fac, adică o zi întreagă în care oamenii 8 ore stau în fața unei prezentări, devine obositor, foarte multe informații pe care nu le țin minte, așa că am venit noi cu partea de realitate virtuală, când ei chiar sunt și fac ceva în timp ce învață și atunci acum informația rămâne mai bine întipărită. Mulțumesc, mai avem o întrebare, Paul, dacă o poți să o da, da, da. Vezi tu. Rolul reverificării la final de proiect. Ar fi mai bine ca deadline să fie anterior datei de prezentare a proiectului? Cred că se referă cumva la un soft deadline asta. Putem să-i cerem doamnei da. Simona să revină cu clarificări sau poate se referă la metoda Agile când sau nu, de fapt, să-mi dau cu... Adela, între timp, dacă vrei tu da. Să... asta am înțeles și eu. Eu asta am înțeles, dacă să te pregătești și să ai o perioadă, o marjă de eroare, o marjă de timp înainte de a prezenta proiectul. Da. Poți să și răspund așa, dacă asta înțeleg și tu. Dacă așa este, ne va confirma. Dacă sper că așa, da, sper că asta e întrebarea. Pe parcursul proiectului lansăm și ceea ce se numește prototip sau varianta alfa, beta, niște variante care nu sunt finale și tu testezi înainte deja proiectul, poate să ajungă în producție la început, înainte să fie oficial lansat sau prezentat. Acolo îți dai seama da se poate testa înainte și ai niște deadline-uri ce se numesc soft deadlines ca să motiveze echipa să ajungă mai repede către un produs final, dar există și un hard deadline care este prezentarea, în care chiar totul trebuie să fie gata și prezentat și dat spre prezentare. Dar se practică acest lucru, se dau aceste soft deadline-uri care oferă un pic de siguranță. Chiar dacă nu ajungi tu în ziua aia să termini proiectul, știi că mai e 2 săptămâni ca să termini. Dar asta știe project managerul, astea sunt niște tricuri pe care le folosește ca să se asigure că produsul chiar ajunge la final. Pentru a ne apropia ușor, ușor de final, cred că ți-aș mai lansa eu o întrebare, invitație, Paul. Dacă ai fi din nou pe băncile școlii, să zicem în liceu sau în gimnaziu, ce ți-ai dori ca profesorii de informatică și TIC și nu numai? Ce abilități ai vrea să deprinzi chiar de pe băncile școlii, abilități care te-ar ajuta în cadrul jobului într-o companie tehnică sau pe o poziție tehnică? Cam ce ai vrea să faci mai mult la școală sau să discuți mai mult cu profesorii? Cred că acum că mă gândesc un pic departe, asta e o experiență pe care am avut și în facultate. În facultate am avut clienți, dar nu aș spune că neapărat clienți, dar niște beneficiari al activităților pe care le făceam la facultate și cred că ar fi interesant poate o parteneriat în niște școli și nu neapărat companii, dar niște ceva care are nevoie de niște soluții și atunci tu când lucrezi la școală, pe lângă că înveți bazele, să poți să și
Faci ceva ce are o, ceva ce e palpabil. Cred că asta e cel mai important la școală și ne lipsește un punctul ăsta. Ana, mai am o întrebare. Da, spune. Da. Ultima promit. Voiam să te întreb pentru că ai zis la un moment dat nesiguranță, incertitudine și nu este un subiect pesimist, ci mă gândesc, ai spus că în cadrul unui proiect tehnic de multe ori se întâmplă să ai etape de nesiguranță, de incertitudine în care descoperi că ceva nu funcționează și atunci vii cu o nouă iterație. Cum te pregătești pentru momentele astea sau ce te ajută ca mindset? Ca să poți să vii cu idei în ceea ce faci. Am lăsat cele mai grele întrebări. Da. Cumva pe mine m-a ajutat și background-ul, adică am studiat design și domeniul ăsta creativ te forțează să și în situații de genul ăsta limită să poți să gândești și să ieși să think outside the box. Ce trebuie să faci să înțelegi că e parte din proiect să-ți dai seama ce nu-i bine și că e mai important să știi ce nu-i bine decât să te duci foarte departe și să... Practic, când afli ce nu-i bine, tu constrângi, ajungi mai aproape de rezultat. Și cred că asta e chestia, asta e mindset-ul pe care trebuie să-l ai. Am făcut un pas, am mai bifat o chestie, pot să trec mai departe. Înseamnă că măcar am înaintat, am aflat ceva nou, pot să fac un pas înainte. Cred că that's it. Că nu e, dacă e prea ușor, nu înseamnă că ceva nu e bine. Dacă e prea. Și bănesc că este și un efort de echipă la un moment dat în tot procesul ăsta. Da, și toată lumea trebuie să fie la fel supportive și să înțelegi că nu în tot timpul lucrurile merg ca la carte, cum scrie în metodologie. Păi, Adela, mai ai vreo întrebare pentru Paul? Este în regulă. Mulțumim, Paul, încă o dată. Mulțumim tuturor care ați participat și ne-ați urmărit până acum. Am depășit cumva puțin timpul propus, dar ne bucurăm că ați rămas până la final. O să revenim cu link-ul înregistrării de pe canalul nostru de YouTube. O să urcăm în înregistrarea acestui webinar pe canalul nostru de YouTube. Nu vă faceți griji. Mulțumesc, Paul, mulțumesc, Adela, și eventual termin cu invitația de a vedea cursurile noastre de pe cursuri.predauviitor.ro și mai ales cursurile de care vă povestea Adela de dezvoltare de produse, pentru că acesta a fost un webinar care am sperat noi să vă deschidă puțin apetitul și pentru acele cursuri și o să aflați în acele cursuri și multe cuvinte în engleză spuse de Paul, wireframes și descoperiți mai multe și în cursuri. Mulțumim să pun deja link-ul, am profitat. Mulțumim și seară bună în continuare. Mulțumim frumos, mulțumesc și eu.